Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Stursa, ora de veche, studio Epoch Times. O zi în care, pe bune, dacă știi ce să spui mai întâi, sau dacă mai ai grai, că eu astăzi dimineața am cam rămas fără de grai. Adică n-aș fi crezut vreodată că ajungem la Banca Națională după Nicolaescu, după Bogdan Olteanu, după Florin Georgescu, după toate stelele astea din politică care s-au cuibărit acolo, să o trimitem și pe Dăncea. Adică mi se pare bomboana pe colivă. Ca să nu mai spunem de încă două personaje, Ian Mircea Pașcu și Petre Roman, care și ei se vor aciui să ne aducă euro, câini cu colaci în coadă și ce Dumnezeu mai crede, Muguri Sărescu la vârsta domniei sale matusalemică, că ar putea aduce acești domni pentru România. Bună seara, Adrian Stuza. Bună seara tuturor, e interesant. Vuiește tot internetul, iar pe pagina celebrei prietene a Chinei este dezmăț. Celebra prietena Chinei fiind doamna Dăncilă, ca să știm despre cine vorbim, să nu o confundăm. Foarte interesant, că sunt mai multe povești despre de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat domnul Isărescu. Domnul Manole, ce s-a întâmplat domnule acolo? Multe. Cum ajunge cineva? Uite, de pildă, doamna Elena Tănase Vijulie, nici mai mult, nici mai puțin decât directoarea Europei Libere. Așa. La o postare de genul la Banca Națională, scrisă de un om cu umor, la Banca Națională vor fi cele mai bune sărmăluțe cu mămăriguță. Postarea lui Andrei Pricăpie de la... Da. Doamna Vijulie se întreabă, de ce spuneți asta? De ce spunem asta? Este pentru că... De ce nu mângâiați pe creștet pe Dăncilă? Pentru că noi nu suntem oameni de presă, suntem niște jignitori. Fapt este că în România nici Vocea Americii nu este Vocea Americii, nici România Liberă nu e România Liberă, aș spune nici cu mândrie. Europa Liberă nu e Europa Liberă. Cu mândrie și cu toate rănile cauzate de această frază sau propoziție, este că singurul lucru care este adevărat în România este Epoch Times. E de real deal. Jos cu pălăria. Nu credeți, sau poate credeți, habar nu am, nu-mi place să mă laud de felul meu, dar eu zic că istoria ne va dovedi cumva ce fel de oameni suntem. Bun. Acum, de ce zice domnul Pricopie chestia asta? Hai există să mai multe scenarii. Există mai multe scenarii. Hai cum, să le trecem în întrebarea mea. Cum de niște băieți atât de elitiști, nu etiliști, domnul... Cine a zis că masoneria Ghici. Este o... Ghici, domnul de la Giurgiu. Etilistă. Domnul de la Giurgiu. Da, deci elitiști. Da. Băieții elitiști. Ce înseamnă elitist? Ce înseamnă să fie elită zilele? Domnul de la Giurgiu Bădălău, care acum este honor taman în curtea de conturi, că se așa fac toate, se urcă toate maimuțele în toți copacii și se dau etiliști. La curtea de conturi este și fiul doamnei Dăncilă. Bun. Tot mare expert. Expert. Toată lumea e expertă. Cum cineva care, mă rog, se învârt în grupul Bilderberg, fac tot felul de lucruri și o pun pe femeia aia, ca să zic așa. Se deschide ușile mai. Pe femeia aia acolo, da? Da. Ce e asta? Exercițiu de înghițit broaște? Ce broască, mă, asta e... Ne punem în cap cu două mâini? Viperă, cu coarne, cu nu e vorba de ce clopoței. E, nu vreau să calific ce e femeia aceasta. Nu, e să înghiți. Adică... Ce... O broască e simplu să înghiți, nu? Da, doamna Iată Dăncilă, cum ajunge DNR. Manole, bătaia de joc a întregii României, de la mic la mare. Te supăra. Iată cum se compromite Banca Națională. O altă întrebare. Întrebare. Ce deosebire este între Alexe, care a făcut încadrări cum a vrut el la apele române, după capul lui, și domnul Isărescu, care face tot încadrări de capul lui? Da, da? Alexe nu e în grupul Banca Națională. Da, nu e, asta e deosebirea, am înțeles. Ok. Deci, și nici în clubul de la Roma și nici nicăieri. Vizionează, fumează trabuce de 400 de lei bucata, fac tot felul de nebunii și o pun pe Dăncilă acolo. Ia poftiți aici, înțelegi? Pe sustenabilitate și energie verde. Da. Știi ce îmi place mie? Adică pe chestii despre care nu știu dacă știe ce de mai în România ce să mănâncă. Știi ce îmi place mie? Că nici așa zis și potentația zile nu sunt altceva decât niște sclaveți. Ok? Pentru că nu-mi spui mie că l-a pus-o pe femeia aceea, că numai asta am să denumesc, numai sintagma asta am să o folosesc. Dăci. Nu. Femeia aceea, nici măcar, știi? Pe femeia aceea acolo, la sfârșitul carierei lui, fulminante, da? Și-a dat cu cărămida în cap.
Asta da ieșire, tată, din scenă. A? Ca lumea. Dragă, doamna Dăncilă l-a nu salvat. Faci de, o faci de bunăvoie chestia asta? Eu nu cred. Uite, domnul Pantazi are un editorial în care spune ce datorii are domnul Isărescu față de doamna Dăncilă cât a fost premier. Mm-hmm. Că doamna Dăncilă l-ar fi scăpat de vocile intempestive ale altor două lumini pe nume Teodorovici Vulcov. Și Zamfir. Așa, și Zamfir de la schimbarea de la bancă care se preconiza atunci. El nici nu a acceptat să își depună candidatura din nou decât când a fost sigur că toate partidele vor zice da, să nu se expună. Uh-huh. Dar bine, are și procesul pe rol, Adrian. Procesul pe rol despre domnul Manole, care s-a dus și a ridicat o obiecție la Curtea Constituțională. A invocat o excepție de constituționalitate. Da? Frumos, nu? Da. E totul foarte frumos. De ce vorbea Andrei Pricopie de sărmăluțe? Hai să ne amintim. Andrei Pricopie vorbea de sărmăluțe și nu numai de sărmăluțe. Nu numai el. Vorbea de o grămadă de lucruri, domnul Pricopie, de la noi, sărăcuțul. Mai ține minte episodul în care doamna Dăncil, femeia aceea, împreună cu femeia cealaltă, pe nume Gabi Firea. Femeile acelea. Femeile acelea. Și mai era acolo doamnă. Da, Rovana Plumb. Așa. Dar nu era doamnă, era doar Rovana. Era altă femeie aceea. Cealaltă femeie. A treia femeie. Se duseseră și se pozau. Mă, că te duci și faci porcării astea, e una de astea și pozezi cu ele. Și să le pui și pe net. Că ele le-au pus, chinești. Capul de toți pereții. Se duceau și făceau sărmăluțe, făceau spring rolls, pachetele de primăvară la ambasada Chinei. Cum mă să te duci, mă, ca prim-ministru să faci? E ca și cum făcea sărmăluțe. Măi, oameni bume, cum să faci una ca asta? Alo, cetățeni! Cetățeni, ce? Și cetățene. Ai, dă capul tău țară UE, înțelegi? Cine mai pomeni? Unde au mai pomenit ăia așa și v-ați dat seama că păi ia premia pe aia, pe chinezia, premia partidul. Ce ați făcut, mă? Ați sunteți pe jos cu astea? Da, bravo, mă. Veniți încoace. Sunteți fete deștepte, mă. Înțelegi în ce hal? Nici nu au înțeles ce fac, da. Spun unii. Ele s-au simțit băgate în seamă. Nu, eu nu pot să cred. Au pus pachetele. Deci nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred, mai ales că noi știm foarte bine, știi, vorbesc ca administratorii de blog pe vremea lui. Dar în cazul ăsta chiar știm, ăștia de la presă, de la noi de aici, de Epoch Times, că ne interesează China și... Eu mai zic o dată, domnule, fac o paranteză aici. Până la urmă, eu rămân la părerea mea că românii, în momentul în care se vor face publică măgările pe care le-a făcut China în toți anii ăștia, se vor duce să-i linșeze pe ea la ambasadă. Va fi complicat. Părerea mea că... Zic atâta cât cunosc eu poporul român. Așa cum e el, amărând, nu știu, dar e și inimos. Ia să vezi. Da, mai trăim, mai vedem. Țineți minte vorba asta. Cine știe, poate vorbesc prostii. Deși mă îndoiesc. Bun. Tocmai că ne interesează China și studiam pagina doamnei Dăncilă de Facebook. La Bruxelles e unul dintre cele mai mari puncte de lobby chineze. Sunt mai mulți ziariști chinezi în lobby decât, cred că, oameni în parlamentul ăla de acolo și în toată comisia și tot ce mișcă pe acolo. Păi își fac și probleme. Că, știi, că n-au, au destui. La un miliard, invadați pe un așa chinez. La câte 2-3 mii, așa. Mm-hmm. Bun. Și ce făcea doamna Dăncilă? Să pupa cu ei, că nu băga nimeni la cineva în seamă. Ce să, dacă nu știi nicio limbă străină, ești și praf. Cine cum să nu crezi tu pe Adrian Vasilescu, înseamnă femeia care a zis că lua cina și prânzul cu ecologiștii europeni. Nu. Dar nu știu în ce limbă vorbea ea cu ecologiștii europeni. Că Isărescu a comis-o cum a putut, da. Da, Adrian Vasilescu. Înțelegi. Deci, deschide ușile la Bruxelles. Deschide ușile la Bruxelles. Sweet revenge. Răzbunare dulce se cheamă asta. Nu știu ce v-au făcut oamenii ăștia de și-au bătut joc. Ce le-ați făcut noastră lor de și-au bătut joc? Cineva vă vrea cu ouă în păr. Mă refer la conducerea acestei bănci scandaloase, a? Ciudățică treabă, știi? Adică să te apuci să spui tu.
Stai să nu vorbim cu păcat, să vorbim fără păcat. Adică să vorbim pe text. Vrei să spui? Da, zi. Să-l caut pe domnul consilier de la bancă. Zi. Te aștept. Până atunci, eu aș vrea să amintesc publicului, până îți găsești tu textul pe care vrei să-l citesc, aș vrea să reamintesc publicului un lucru foarte drăguț, interesant și nemaipomenit, pe care l-ai descoperit astăzi, taman pe blogul deloc distinsului Domn Tomozei. Nu pot să am, tovarăși Tomozei, nu pot să am respect pentru un om care mare de dragul Chinei și face apologia Chinei, țară eminamente comunistă, de care credeam că, ideologie de care îmi făceam iluzia că ne-am despărțit pe naiba. Domnul Tomozei, alias tovarășul Tomozei, povestește că numele aia l-am găsit știrea pe 1 martie, 2019. Taman pe 1 martie 2019. 2019, domnul Muguri Sărescu a făcut o vizită privată, rețineți, privată, în China, dar a avut în program întâlniri cu mediul politic, mediul economic și mediul bancar și mediul de afaceri. Și a fost însoțit de ambasadorul României la Beijing. Și mă întreb ori e privată, ori nu e privată. Asta e. Adică cum ai întâlniri și care ambasadorul după tine, dar tu ești în vizită privată, e relatarea la Tomozei, care știe presă cum știu eu să fiu călugăriță la 7 dimineața să bat toaca. Acum, între noi fie vorba, există una dintre legăturile subterane dintre China și România. S-a materializat în, cred că, 98, când banca era să dea pe spate, că rămăsese fără rezerve valutare. Da, era în prag. Țara întreagă era în prag de faliment. Exact. Și știți cine... Incapacitate de plată, mai exact. Exact. Și știți cine a virat niște sume? China, așa, probabil. Peste noapte? China, probabil. Exact. Prietenii noștri chinezi, ce mama naibii. Exact. Nu mai aveau tătici unde să se ducă, că Rusia era în căruță. Aveai de steaua ei. Și s-au adresat băieților din China. Vezi că partidul, legăturile sunt acolo. Sunt, era un europarlamentar atât de bun această doamnă, încât privea doar spre China, că din Europa cine să se uite la ea. Siegfried Mureșan ne spune că a fost un europarlamentar extraordinar de slab, având un singur raport legislativ încheiat în 9 ani de mandat. 9 ani de mandat la Bruxelles. Toată lumea știe. S-a lipit de chinești, că de altceva de ce s-a lipit? Știți că nu se bagă nimeni în seamă că ești praf, da? Deci, ce poți să spui când un europarlamentar, cred că Preda, spunea că în momentul în care au numit o premier, un coleg de-al lui din Parlamentul European l-a întrebat, e o coincidență de nume, nu e Viorica Dăncilă asta pe care o știm noi. Ba da, domnule, aia e. Dar chiar ecologiștii s-au mirat. Este numai una. Nu știe nimeni, nu spune nimic, e mută. Este numai și numai una, ok? Că dacă spun că e mută ca o lebădă, cred că îi fac un compliment. Nu. Așa că nu fac astfel de comparații. Da? Cert este că, doamne, e interesantă treaba asta. Eu aș merge pe mâna chinezilor așa un pic. Că sunt o fel de teorii. Ba că îl șantajează pe Manole cu dosarul. Ba că sunt niște polițe pe care le plătește Klaus Iohannis și cine mai e pe acolo. Adică toată lumea e scadentă la băncile, da? Da. Băncile, pardon. Asta ar zice unii din presă. Bă, niște voci din presă. Eu aș zice că se poate să fie toate lucrurile astea la un loc, dar aș merge să pun puțin lupa și pe aceste minunățele conexiuni chineze. Bine, eu acum nu înțeleg de ce ai pune pe această femeie totuși conexiuni sau nu. Vizita a fost în 2019. Da. Nu știu în ce măsură e relevantă până la urmă. E greu de spus. Totuși să vii acum tu, Adrian Vasilescu, și să spui că tu o pui pe asta ca să-ți deschidă uși la ce? Unde îți deschidă uși? Că femeia asta n-a făcut nimic, nu se uita nimeni la ea, nu se întâlnea cu nimeni, fugea regele Iordanie de ea pe holuri, pe la New York, nu vrea să se întâlnească nimeni la New York cu ea. În Europa nici atât, se ducea și zbiera ca o proletară, că ea a venit să fie luată la zor acolo, nu vreau să vorbesc din
din Austria, se rățoia la ei cum se rățoia Hrușciov la ONU în New York. Deci femeia asta e proletcultistă. Ce ușă să-ți deschidă, domne? O faci consilier pe strategie? Păi cad jos de râs, mă, cade tot internetul ăla, rupem Facebook-ul acum. Ce faci cu asta? Da. Să spui treaba asta, că n-ai ce să spui și să te apuci să spui porcăriile astea care te anulează ca om, te anulează ca orice credibilitate pe care mai poți Adrian o ai. Adrian Vasilescu ar trebui să plece acasă mâine. Pe lângă... Deci, ești un om în vârstă, știi? Oamenii în vârstă nu-i faci de râs în felul. Nu te faci de râs, că ai măcar suferințele prin care ai trecut cu corpul ăsta fizic, da? În viața asta amărâtă de 2 lei, că nu vreau să mă apuc să vorbesc cu la televizor. Pași pe mizeria asta de România, toate porcările pe care ai fost obligat să le faci, că sunt lucruri pe care ești obligat să le faci în mocirile asta, în haznaua asta numită România, da? Condusă de agentul Iliescu, toți anii ăștia. Ai pus botul, ca să mă răsfești, cu limbajul ăsta de cartier, că asta ai făcut, tot felul de măgării, care zic, până la urmă sunt scuzabile, într-o oarecare măsură, da? Ești într-o cocină, ce ai să faci? Ai să miroși frumos? Nu poți. Nu poți. Că nici dacă te dai cu orice fel de parfum, te bate mediu, te învinge la puncte, da? Dacă la sfârșitul carierei, ca om în vârstă, da? Care vrei să ieși tu, să te retragi într-o oarecare demnitate, atâta câtă mai ai. Să vii să scoți porcăria asta pe care nu o crede nimeni în presa asta. Și toată lumea râde. Cred că și falanga aia libaneză de zanfir care se dădea și vrea să aducă aurul, vrea să... Ții minte ce echilibristică că vreau să facă toți ăștia? Și era de acord. Falanga libaneză, tot show-ul ăla nenorocit de care noi am făcut niște vizualizări pe toată porcăria aia, că altceva nu poți să faci. Nici măcar nu poți să o discuți foarte tare, că e abjectă. Da? Un om în vârstă care se apucă să mănânce rahat turcesc, în cazul ăsta chinezesc, la televizor, pe toate ecranele, stânga și în dreapta, și toată lumea o să discute 2 zile numai de el și de șeful lui, mă, nu, vă e un pic jenă. Nu le... Mă gândesc, adică ar trebui, la 70 și 80 de ani, câți ori avea oamenii ăștia, că sunt în vârstă. Știi, eu înțeleg că e un mediu în care toată lumea de la vârstă se porcă, e îngrozitor și fac tot fel de mizerii, da. Și te întâlnești unii cu alții și nu se ia nimeni de ceilalți, că toată lumea are schelete pândulap. Nu, dar să spui când te cheamă Adrian Vasilescu că doamna Dăncilă a fost parlamentar, are blazon de fost premier. Da. Și a avut relații speciale cu ecologiști din Parlamentul European. Eu l-aș pune să facă proba verității. Ce blazon are? Ca în instanță. Da? Ce blazon asta să ne arate blazonul și relația specială. Să asta. Văd eu un europarlamentar. Tu înțelegi că asta ecologist din Parlamentul primar European. Nu reușea să fie la ea acolo? Da, știu. A fost bătută în competiția pentru roșiorii de vede. Dar soțul era prețios, că era bun sponsor al Partidului Democrat. Păi cine? Știi care e cea mai pe atunci, pe era Partidul Democrat. Era în Partidul Democrat domnul Dragnea, când l-a cunoscut pe soț. După aceea s-au dus cu toți, era PSD. Și pentru că era bun contributor, s-a gândit și să-i răsplătească soția, că cum să stea acasă, nefiind nici măcar primar de roșiorii de vede. Și a trimis-o la Parlamentul European. De asta 9 ani. La un moment dat a preluat și organizația de femei, a PSD. Femeie, da, după aceea s-a făcut premier. Mamă între mame. Da. Băi, și acum vine nu și... Nu ai pe cine să respecti în mizeria asta și, de stat. Și vine să cezi sustenabilitate și doamne, și zonă verde, auzi? Da, zonă verde. Deci ca să înțeleagă oamenii că poate nu toată lumea a citit, BNR-ul a făcut 5 direcții ca să putem să ne ducem și noi spre euro și probabil că vor la rublă sau doamne iartă-mă de bine ce cu astfel de oameni vrem noi să mergem spre euro, da? Deci BNR este preocupată de înaintarea României către zona euro, zice acest minunat domn Vasilescu și a făcut Comitetul de trecere la euro. Și acum s-a intrat în fază nouă, va fi nevoie de contacte directe și permanente cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană și cu cabinete din zona euro. Pentru aceste întâlniri, BNR, nici nu pot să râd, să citesc fără să râd. BNR a organizat 5 departamente care se vor ocupa de pregătirea pentru intrarea în zona euro. Aceste departamente vor fi Departamentul Euro,
Departamentul Economiei Reale, Departamentul Bănci Centrale, Departamentul Monede Digitale și Departamentul Economie Verde. E, na, să știi tu că doamna Dăncilă e la Departamentul Economiei Verde. Departamentul Spații Verzi, poate, mă întreb, nu știu, nici și acolo. Deci nu este consiliera guvernatorului, zice domnul Adrian Basilescu, e consultant în Departamentul Economie Verde. Exact. Da? Altă poveste. Și ca să fie tacâm întreg, domnul Ioan Mircea Pascu va fi consultant pentru viitorul departament de geopolitică, pe care nu l-am văzut înșirat aici. Deci dau 5 departamente, dar cel de geopolitică nu există. Îi mai fac probabil unul pentru domnul Pascu. Nu ne spune nimeni ce va face domnul Petre Roman, că și el merge tot acolo. Foarte tot consultant. Întrebare. Dar are două dosare penale, unul Revoluție și unul al Mineriate. Da? Și îl ducem la Banca Națională. Așa mă gândesc. Banca Națională cea plină de tehnocrați și de specialiști. Păi mi-amintesc de Nicolaescu, că dacă mă duc în CV-ul Nicolaescu, se face primăvară până îl trec în revistă. Da? Nu mai vorbesc de Ioan Mircea Pașcu, despre care toată lumea spune că este un mare admirator, nu al culturii ruse, nu al baletului rus, nu al patinajului rus, nu al unor entități ruse. Și să mă contrazică, domnul Pașcu, veniți și vă certați cu mine. Ziceți încă nu e așa. Că vă scot tot ce a scris presa din 90 până astăzi. Nu data și nu ați dat pe nimeni în judecată. Nu v-ați plâns că vă nedreptățește cineva. Dumneavoastră și domnul Iancu, ce nu vă plângeți? Nu vă plângeți, că de. Cum adică să vă plângeți? Unul cu Gazprom, altul cu... Fratele Iancu, zici? Da, fratele Iancu. Păi ăștia sunt toți frați. Dar domnul Ioan Mircea Pașcu zice, eu am fost vicepreședinte al Parlamentului European și această frază care sună atât de bombastică când m-au flărâsul, o reia și domnul Adrian Vasilescu, domnul Vasilescu, erați așa de drag odinioară, făceam interviuri frumoase, eram primul meu interviu la ora de veche în afara studioului, eram la Giga TV, l-am făcut la Banca Națională, m-a invitat la domnia sa în birou, părea în toate mințile în 2012, acum nu mai cred. Pe bune, cum să îi spuneam, Isărescule, ți-ai numit-o, spalte cu ea pe cap, eu nu ies. Mănâncă-l, da? Mănâncă-l tu. Că tu ai numit-o. Da. Nu e nevoie de concurs, e doar nevoie de interviu. Tu ai numit-o, treaba ta, eu nu ies, mă fac de râs. Cum junele la tânăr Suciu, purtător de cuvânt al Băncii Naționale, a știut să se schiveze, n-a ieșit să spună prostii. Da? Cine știe gradul avea? E, Dan Suciu e din garda tânără. Ierarhic în sensul ăsta, să nu mă înțelegeți greșit. Garda tânără, Băncii Naționale. Doamne ferește! Da. Greu. Știi că problema e că nu te decredibilizezi tu ca persoană, da? Ok, zici, doamne, a făcut toată jena, Banca Română, ce să zic, Banca României, care e plină de tehnocrați, dă pe afară, a mai luat o garnitură. Ok. Dar doamna asta e foarte importantă. Cu chinezii se iubește, cu Jerusalem Post se iubește, unde este editorialistă. Adică și cu evreii, că le-a mutat ambasada, cu ecologiștii din Parlamentul European se iubește. Dar ce, ăsta nu se pupă cu ei, Corlățean? Păi toată lumea se iubește, văd eu, tot PSD-ul e recuperat. De obicei ăștia de stânga erau cu palestinienii, așa e regulă. Totdeauna e. Nu la noi, în România. La noi stânga nu e stânga și dreapta nu există. Și stânga e ce vrea ea să fie. Azi e ce vrea, mâine e ce vrea, că e spațiu amplu de manevră. Știi? Dreapta nu există. Sunt băieți care beau într-un colț și fumează trabuce. Știi? Și mai prind și ei niște... Cubaneze. Mai prind niște o sânză la fiecare mandat pe care românii exasperați îl acordă. Știi? Ăștia sunt oamenii. Și spunem că facem o treabă în alegeri. Dar știi, ai ajuns că nici nu mai ai vreo alternativă. În sensul că zici, domne, nu vă duceți la vot, ies ăia. Dacă vă duceți la vot, oricum tot ăia ies. Acum, ce să vă zic? Nu, sună prost, dar asta e realitatea pe care o văd eu. Nu știu, să mint, să zic că nu, domne, ieșiți la vot, că va fi bine, nu va fi bine. Este un rahat, tot același rahat. Ok, acum, decredibilizez numai Banca României, care ajunge un fel de... Apele Române. Spun eu, Apele Române. Nu știu. Curtea de conturi. Autoritatea pentru supraveghere financiară. Unde Daniel Deanu ce zice de noua lui colegă? Daniel Deanu? Da. Nu știu ce poate să mai zic. Nu că el acum nu mai acolo, era Consiliul Fiscal. Corect. Da. Dar a fost la Banca Națională. Bun. Știi ce faci praf? Faci praful
orice urmă de speranță mai are cineva că se va face ceva, știi? Nu. Băi, ce mai asta spui? Se cheamă un scuipat în ochii noștri, cei care am ieșit în stradă pentru ordonanța 13, pentru democratizare, pentru Dumnezeu mai știe ce am ieșit, cei care am inhalat gaze și de toate cele la 10 august și care acum ne uităm și nu înțelegem, pentru că ne facem, pentru că doamna ne povestea, scria la Bruxelles că aici a vrut cineva să facă o lovitură de stat. Uitasem pe asta. A venit din concediu, bine mersi, și a stat la Neptun chipurile ca să nu se bage foarte, că și ea și doamna Fira n-au vrut să fie în București când a fost scandal. Au băgat-o pe Speranța Criseru în față. Și-au băgat piciorul în ghips. Exact. Dar toată lumea era foarte bine informată despre ce se întâmplă. Când nu-mi spuneți mie că doamna Fira și cu doamna Dăncilă habar n-au avut despre ce se făcea la Scroviștea la momentul acela. T0. Și atunci eu pot să înțeleg și de ce se duce dosarul 10 august în sertar. Că dacă doamna Dăncilă ajunge expertul pentru sustenabilitate și energie verde, vine să-mi dau palme și să plec în, acum, în Australia, în Noua Zeelandă, nu mai știu pe unde să plec. Pă bune, deci cum, la ce, pe cine să sfătuiască femeia asta? Ce să sfătuiască? Aș vrea să o aud cum pronunță sustenabilitate. Că mi-aduc aminte de cum îi zicea imoglobina. Imunoglobina. Dar nu, dar ea zicea imoglobină, nu știu ceva, cum. Da. O stâlceală, o nenorocire. Da. Trebuie să fii nebun. Să numești un om care habar n-are, n-are studii de specialitate, n-are experiență de specialitate. Ca premier să nu-mi zice, să-mi zică mie cineva că pricepea ce îi se spunea. Cita ce îi se dădea. Și atât. Da. Să ne povestească Anca Alexandrescu cât îi... Și eu m-am gândit la același lucru. Da. Cum îi dădea notițele? Să ne povestească dacă cât mai poate să ne povestească până nu uită tot. Da, corect. Cum a uitat un domn martor acoperit în dosarul... Vai de mine. Da. În dosarul asta este știrea pe care nu o să o comenteze nimeni din cauza că există știrea cealaltă, știi? Da. Despre femeia aceea. Normal. Cum să mai comentez că domnul Ponta, da, este practic scos basma curată, că principalul martor al acuzării își retrage toate cele. Da. Deci există acest dosar CET în care Ponta și Șova făceau tot fel de fapte grave de corupție. Erau, că am scris de ele la vremea respectivă și ziua avea 25 de ore în viziunea celor de la acest cabinet minunat. Nici măcar 24. Se plăteau 25-26 de ore pe zi consultanță la cabinetul Șova Ponta. Și despre ce vorbim? Numai de restul. Dacă luăm la număratorele, alea nu ies în primul rând. Ziua n-are 26 și nici 25 de ore, nici domnul Șova, domnul Șova ar trebui să știe asta și ar trebui să știe și Ponta. Dar Șova nu e puțin la pușcărie? E. Cred că. E puțin la pușcărie, sunt așa de puțin la pușcărie, acum că nici nu le mai ținem evidența. Există acest martor protejat în dosarul Cetgovora, da, și Turcen Rovinarcă, în care trimisul tânărului Ponta, așa nume domnul Șova, făcea pe acolo valuri. Se juca. E, cu banii. Statul. Cu banii. Bun. Acest martor protejat, pentru cine nu știe, că n-a citit știrea, și era protejat, lui s-a spus că este în pericol iminent, da? De la Oficiul Național pentru Protecția Martorilor. Deci există care e o glumă proastă. Există, bineînțeles, da, că e o glumă proastă. E o glumă foarte proastă în România. Tot e o glumă proastă. Dacă te lași pe mâna lor, noroc că mafioții noștri încă nu se împușcă. Asta e marele noroc. Că cu protecția martorilor din România... Încă nu se împușcă în stil mare, așa, că da, se înțeleg. Bun, deci acest oficiu minunat spune acestui martor, du-te de aici din țară, că nu te putem proteja. Da? Deci tu care ești agenție de stat, recunoști că nu-l poți proteja pe om. Da? Bun. Și o să zice în Marea Britanie. Și în Marea Britanie. Și să plecăm singuri, nu prin program. Bun, de parcă singur ești mai protejat decât prin program? Deci, ce vreți să-mi spuneți? Că programul ăla, de fapt, e o strecurătoare mai mare decât, știi? Adică tu te duci și te
Cum te anonimizezi? Ți-ai, ce faci? Te ascunzi? Schimbi numele? Îți faci operație estetică? Nu e ca în state. Deci la MI6? E mare porcărie. Ar trebui să-i schimbi identitatea, să-l muți de acolo, să-i schimbi toate actele. Da, de ce nu o faci? Păi, bani grei, dacă vezi ce buget au, te speri. Exact, dar cele mai multe infracțiuni acolo s-au întâmplat la oficiu pentru protecția martorilor. Au fost două dosare penale care s-au acoperit și ele de praf, cum s-au acoperit multe altele, că mă apucă fandaxia. Stai un pic, nu te apuca de supărare, deci pleacă Marea Britanie, băieții, da? După care oficiul ăsta vine și spune că n-au plecat de unii singuri, ci sub protecție. Deci își arogă operațiunea respectivă, pentru care de fapt n-a făcut nimic. Probabil au decontat niște bani. Și de-aia spun, asta se face. Că e clar că asta au făcut. Bun. După care ăștia obțin azil politic în Marea Britanie, da? Sunt chemați de Home Office, de Ministerul de Interne din Marea Britanie, pentru a da declarații în dosarul Chet Govora, prin comisie rogatorie, mă rog, ce problemă. Da? Și ăștia hotărăsc să nu mai dea nimic. Acum și întrebarea e așa. Eu mai înțeleg, mult, să știi. Mai mult și-au retras și declarațiile pe care le-au făcut. Bun. Și bineînțeles că dosarul sare în aer. Și acum începe scenarita, că altceva nu poți. În momentul în care, de fapt, n-ai niciun control asupra ce fac autoritățile care, în mod clar, cred că ar trebui să dai afară tot oficiul ăla, da, cu femei de serviciu, cu tot, să-i împrăști în toate cele patru zări, dacă nu să-i bagi la pușcărie pe unii dintre ei, la modul așa, de 20 de ani, bun. Tu, că subminează încrederea, da? Deci tu, bun, unde e buba? Ce s-a întâmplat aici? Este mâna cuiva care vrea să arunce în aer tot dosarul, da? Că l-au aruncat în aer. Și toată lumea este spălată pe mâini, da? Deci toată lumea zice, bun, nu știu, ăia. Bun, și dau vina unii pe alții. Și nimeni, știi ca în România, toată lumea e de vină, de fapt nu e nimeni. Corupția fără de corupție. Noi am inventat-o. Corupție e peste tot, dar corupția fără de corupție este marcă românească. Ăștia chiar așa de la agenția asta, chiar de falimentari sunt, chiar de varză, te duci tu ca agenția statului și zici, băi, nu te putem proteja, păi bă, ar trebui să... Deci, vreau să văd în scris mesajul respectiv și, da... Și dizolv tot ce e acolo, în secunda a doua. Nu, dar atâta timp cât omul ăsta se duce și cere azil politic și îl primește de la Marea Britanie, explicând că a fost tras pe sfoară de autoritățile românești. De ce te miri că nu mai stă să își mențină declarații? Dar de ce nu le lasă pe alea? Păi, dar poate că într-adevăr a fost determinat. Acum, când te gândești la Viorica Dăncilă ca un om puternic legat, în primul rând, de lobby-ul chinezesc, trebuie să te gândești la un alt om foarte legat de lobby-ul chinezesc, pe nume Victor Ponta. Mm. Da? Chit că o fi el consilier onorific la două state care nu sunt China, respectiv pentru Vucic și pentru Erdogan. Da. Da? Alt consilier onorific care consiliază de rupe în creștet un premier și respectiv un sultan sau ce este el acolo în Turcia. Da. A? În orice caz, niște întrebări vor rămâne în aer. Ca de obicei, nu știu ce să spui. Că e atâta de mare, nici nu știu de unde s-o apuci. Adică... Ce s-o apuci, mă, Adrian? Cum am spus dintotdeauna, toate funcțiile importante plătite bine în România sunt ale PSD-ului și au fost ale PSD-ului, indiferent cine a fost la guvernare. Și în epoca Convenției Democratice a fost la fel. Toate locurile în care se luau deciziile și se adunau banii au fost ale PSD-ului. Da? ASF-ul Nicu Marco, al cui e domnilor de la Liberal, că l-ați luat în brațe, dar nu știți cine e Nicu Marco, că fac două emisiuni despre Nicu Marco. Care taman acum ce s-a trezit de neau, care o problemă Nicu Marco. Dar până acum ce ați păzit, mă rog frumos? Și că e lipit de cine? De City Insurance. Cine e City Insurance? Firma lui Danu Dobescu. Cine e Danu Dobescu? Este cumnatul Adrian Năstase. Cine e Adrian Năstase? Știți cu toții. Atâta amar de ani când domnul Dobescu deținea City, nu v-ați gândit că de fapt poate fi măcar să se cerceteze așa, mă, nu o fi firma lui Năstase? Dar de unde și până unde s-a apucat Dobescu de asigurări? Nu s-a gândit nimeni. Acum vând, bine mersi, City-ul, după 7.000 de reclamații de ajuns number one, reușind să învingă triada care vine de la Viena, da? Respectiv Asirom, Omniasic și BCR Asigurări de Viață.
Da? Deci poate Danu Dobescu, e potent. E, s-a trezit că nu mai vrea City-ul, vinde. Și altă bombă de presă astăzi, că așa e când întărâtă-i drace și scoateți-vă ochii, sunteți invitații mei, Tache astăzi în Național, îl dă în gât pe Năstase, pe Adrian Năstase. Stârnind furia ălora de citesc Național, zicând, domnule, le-a lăsat pe Ciuca azi în pace ca să te iei de Bombonel. Bombonel începe să scoată banii, zice Tache, de la Național, care reprezintă punctul de vedere al 2 și un sfert. Deci Ministerul de Interne, ca eu cred că trebuie să ai dovezi pe tema asta, ca să te facă ăștia bucăți. Domnul Tache nu e de la 2 și un sfert, domnul Tache. Haideți să ne amintim vremurile trecute, ceaiurile pe la acreditații fraieri și acreditații deștepți, că eram toți acreditați pe Ministerul de Interne, dar unii erau mai mult mai acreditați decât alții. Știu ce vorbesc, da? Să vină domnul Tache să zică că n-are nicio treabă cu Ministerul de Interne și îl pup pe creștet. Dar revenind, el îl face pe Năstase marele latifundiar și investitor de imobiliare militari, regele imobiliarelor în militari. Militarul ăla e cam mărișor, s-a construit mult în el, al dracului de mult. Și acolo parcă era Tudor și domnul Tudor era bine mersi și în grupul Bilderberg primit mai recent, fusese în clubul de la Roma, era mare personaj mare. Iată că, de fapt, cel mai tare din parcare, fără să spună, era Adrian Năstase. Și vine întrebarea fundamentală, din ce bani? Pentru că tot domnul Tache zice că Adrian Năstase începe să scoată banii de la peșcherea. Ce frumos! Ce frumos! Bun, hai să dăm un pic de... Ce, ți se pare că nu spun adevărul? Se adună de se leagă tot. Băieții ăștia nu lasă nimic, precum lăcustele. Există un motiv pentru orice. Există o cauzalitate. Aia nu se pierde, nici măcar la sisteme referențiale care se mișcă de colo-colo, foarte iute. Apropo de foarte iute, că poate nu știu dacă lumea înțelege ce se întâmplă. Adrian ăsta se scoate bani de undeva. Nu știu de unde, dintr-o mătușă. Dintr-o mătușă ceva. Tamara o fi având făcut vreo sosie. Bun, n-are importanță că până la urmă tot câți banii noștri. Dar murise Tamara. Stai un pic, întrebarea, că vreau să fac și un cadou oamenilor. Așa, te rog. Întrebarea e de ce? Ce-l face pe el să scoată banii din Tamara și să-i bage în case? O știi ceva ce noi nu știm? Adică nu noi, că ce dumneavoastră nu știți? Eu zic că da. Știi cum știa Dragnea niște lucruri pe care lumea nu le știa când vorbea de vitamina D? Când chestiona Dudoia Loredana Diacu și el vorbea pe microfoane deschise de vitamina D? Da, bun. La aia mă refer. Știți, vitamina D aia care dă cu spray în COVID. Am înțeles. Da? Bun. Domnul Dragnea făcea treaba asta, o dădea printre dințișori așa, pe sub mustață. Lumea nu înțelegea. Noi care știam niște lucruri, ne uitam la el pătrat. El care știa niște lucruri despre noi. Cum se uita la noi, nu știu. Tot pătrat, că era contundent. Ce se întâmplă aici? Citesc o știre de pe niște bloguri economice care zic așa. Miliardarii descarcă niște cantități masive de acțiuni. Știi? Ce faci tu când, domnule, dacă tu ai niște acțiuni la o firmă, de exemplu, te chem Bill Gates, știi? Uh-huh. Sau Bezos, ăsta cu Amazon, da? Cel mai bogat om din lume. Și ai niște acțiuni. Ceea ce se cheamă stock options. Și da, acțiunile tale nu sunt două acțiuni, sunt multe. Sunt ceva miliarde de... Ce faci? Ai putea să te apuci să vinzi, dar e problemă cu vândul. Tu și sunt și niște clauze, că ba, ai voie, ba, n-ai voie să le vinzi. Una dintre modalitățile prin care poți să vinzi e un divorț. Puțină lume știe asta. În România că nu au studiat contractele prenupțiale ale băieților. Știi? Înțelegi ce zic? Că și-mi vine acum Melinda Gates și zice, da, Bill Gates, tu erai, te duceai cu Jeffrey Epstein pe insula Lolita și participai la orgii cu tinere care... Așa și pe dincolo. Știi, și toată lumea zice, da, domne, Bill Gates, unde desfrâna, domne? Băi, desfrâna, dar de când știa de chestia asta, Melinda Gates? Că n-a aflat ieri. Tocmai. Probabil că a aflat că una din doamnele pe care cu care ar fi întreținut relații în Microsoft, tocmai ce a spus acest lucru public. Iar actuala conducere, Consiliul de Administrație, are de gând să-l ancheteze. Și pe mine mă înfărâs, cum o fi să se ancheteze frate șeful?
cel care a investit în Consiliul acela de administrație. Și, și ca să revin la domnul Năstase și investițiile în imobiliare. Că imobiliare, zici, domne, eu cumpăr, le cumpăr casele la ăștia, că aici casele astea rămân aici, dacă nu vine vânt cu tremur, mă rog. Cam cine crezi tu că vinde? Mm-hmm. Jeff Bezos, mm-hmm, fondatorul Google, cofondator, da. Sergey Brin, niște oameni sărmani. Mm-hmm. Da? Bun. Mark Zuckerberg, mm-hmm, Larry Ellison de la Oracle. Mm-hmm. Da? Articol Bloomberg. Nu e, nu l-am tras eu din buricul meu. Ca da, să da, Bill Gates tocmai ce a căzut un fond în Marea Britanie, cum bine știi, s-a apucat să cumpere la preț foarte mic. Adică de pomană. Da, bun. Știi cam de cât vând băieții ăștia? Trilioane. Așa. Zice, zice Bloomberg. Uh-huh. Da. Băi, greu. Și investesc. Greu, în pământuri, greu, în case. Băiatul ăsta din... Bill Gates a cumpărat, a ajuns cel mai mare deținător de terenuri agricole, atenție, agricole, deci nu de orice fel, mm-hmm, din state. Te gândești, zici, domnule, ce faci cu ele? Câte? Și Elon Musk și-a vândut ce tot. Ce faci tu pământul ăla? Unde duci? Și-a vândut tot. Pe ăla l-a apucat vânzarea. Nu vrea să aibă nimic pe pământ. Cred că vrea pe Marte numai să aibă tot ce trebuie. Nu știu. Da, revenind la Adrian Năstase. Până și Charles Schwab. O fi auzit că vine o bulă imobiliară, Adrian. Pentru că spun mulți că s-au cam umflat prețurile. Nu, eu cred că există o problemă. Ei, știi cum se cheamă? Nu există pe acțiuni. Aia e problema. Că ei vând acțiuni, nu? Da, deci acolo se întâmplă, da, bucuria. Poate să vină și bule imobiliare. Bucuria adică copilului mic. Nu e un gheșeft foarte mare să bagi în imobiliare case. Când bani, acțiunile, piața de acțiuni e o bulă mare. Problema e că și piața de obligațiuni e o bulă mare. Și problema e că și piața de imobiliare e o bulă mare. Și de ce sunt toate trei astea bule mari? Fără să nu sunt, da? Mai citesc și eu ce zic băieții ăștia. Pentru că există bani pompați cu tona în economie pe ochi frumoși. Da, da, am înțeles că toată politica americană lovește exact în țările emergente între care mai nu am intrat și noi. Închipuieți. Da? Și acum, ce se va întâmpla problemă când pocnește una dintre bule? Dacă pocnește bine, pocnesc toate. Unde poți să te refugiezi cu banii? În cărămizi. Mă, nu poți ieși nimic, mă. Ai la Banca Națională pe doamna Dăncilă, mă, că cercul se închide. Strategă. Uroboros, șarpele și mușcă a sa coadă. Da? Apropo de cum domnul adică Schwab, deși Schwabul ăsta nu e Schwabul celălalt. O veste puțin tristuță, părerea mea. Așa zic și eu. Eu nu arunc o, povestea. Da, arunc o sămânță de dovlecel. De asta, de mestecă anumite persoane. Forumul economic de la Davos. A fost, el de obicei e prin primăvară. Nu, e în iarnă. La Davos. La Davos e în ianuarie și l-au mutat, l-au mutat în august. L-au făcut în ianuarie cumva virtual. Dar mai tare și închide-l. Și l-au zis, domnule, ne întâlnim în Singapore. Da. Frumoasă alegeri, de ce Singapore? Habar n-am, ei știu. Uite, când o să-l văd pe domnul Schwab, o să-l întreb. Tocmai, ei să-ți spună. Și după care, de curând, l-au anulat cu totul. Deci nu l-au mai amânat, să zici, septembrie, octombrie, nu. Raus. Dar de ce raus? Din motive de COVID. Cel puțin asta este declarația oficială. Aparent de COVID. Asta e explicația, dar nu se știe. Bine, acum în Asia bântuie, se zice, tulpina indiană. Da, da, dacă nu mă înșel, și China anunță că a avut din nou. Există epidemie. Un articol pe Epoch Times care anunță că în provincia Anhui, din China, există probleme cauzate de acest val de epidemie. Nu vreau să vă stric seara, oricum, dacă nu vă stric eu azi, vă stric alții mâine. Pentru că aceasta e perioada, asta e periodul, n-ai ce să-i faci. E puțin ciudat și o să iasă cu strigături la sfârșit. Știi că te faci mesagerul veștilor proaste, da, asta e... Nu trageți în pianist. M-am pus să mint că aradu moralul la televizor să vă spun că o să candidez la președinție și totul va fi bine. Nu știu, pare că nu merge. Radu Moraru s-a apucat să încarce emisiunile mele vechi pe YouTube. Da, și profit de ocazie, da, să-i spun că nu vreau să ajung în altă parte, n-am cedat niciodată drepturile de autor pe ora de veche, deci nu le are drepturile de autor, da? Pentru că n-am avut nicio hârtie
cu postul, a fost muncă patriotică și fiind muncă patriotică, nu există contract. Și nefiind contract, n-are drepturi de autor. Și neavând drepturi de autor, să-mi lase emisiunile în pace, pentru că eu n-am chef să se credibilizeze din nou, după ce s-au făcut de râs și au fost închiși de Facebook, să se credibilizeze pe seama mea. Că, apropo, acum pot să zic, Facebook-ul când a închis tot ce a fost referire la Nașu, mi-a schimbat biografia, mi-a dispărut de la Facebook, din prezentarea mea, cei 7 ani de Nașu. Ți-a curățat istoria. Da, a venit Facebook-ul să scoată cam lucrarea Nașu. Ar trebui să-i trimiți flori lui Marc, lui Tsuki. Adică, eu nu înțeleg acum ce aveți cu mine. Nu v-a plăcut fața mea, să fiți sănătoși. Lăsați-mi emisiunile în pace. Nu le puneți pe YouTube ca fiind ale mele, că înțeleg, pune emisiunile cu Alex Ștefănescu, cu Dan Grigore. Eu zic, lasă vrăjeala, dă-i cu un avocat și fac și un ban cinstit. Măcar știi ceva, măcar ia-i BMW-ul ăla lui Radu, că nu-l merită. Știi ce zic? După bune, deci chiar ce-am ajuns? Adică de 2 săptămâni încerc să încarc emisiunile Nicolete Savi. Nu se face, e băgărie, e furt, ca să nu-ți spun altceva. Ia-i BMW-ul, că știi care e treaba? Au cotizat în el o grămadă de români din afara granițelor, care sperau că îi dau băiatului ăsta un ban ca să facă el ceva toți bine. Toți au sperat un partid curat, a făcut o mulțime de promisiuni. A făcut promisiuni de posturi, a făcut promisiuni de toate și n-a făcut nimic din ce a promis, dar a încasat. Nu e treaba mea asta, de asta este instituția ale statului. Dar cu emisiunile mele, mai încet cu pianul pe scări. Ca să revin, că nu numai ăștia, magnații ăștia americani aruncă acțiunile peste bord în cantități mari. Și de obicei când se ajunge la cantități de astea uriașe de acțiuni aruncate, trebuie să te grăbești, că, știi? Adică se întâmplă de pe un minut pe altul. Michael Burry, puțină lumea știe pe ăsta, Michael Burry a făcut o grămadă de bani pariind că piața de imobiliare din Statele Unite va fi făcută țăndări în criza Lehman Brothers. Corect. Există și un film, pentru cine știe, cunoaște, se ducea un tip foarte ok, puțin autist, extraordinar de inteligent, cred că e medic. Michael Burry, știi ce șortează? Știi pe ce pariază că pică? Mm. Tesla. Mm. Foarte interesant alegere. Și dacă aș fi Michael Burry și aș avea banii lui, aș face exact același lucru. Da. Tesla oricum s-a trezit vorbind despre foarte Bitcoin des. Și s-a dus Bitcoin-ul în cap, cum se zice. Aia e cu tot o altă treabă. Înainte să intrăm să vorbim puțin despre ce altceva putem să vorbim decât despre criza la care se pricepe toată lumea și în care toată lumea își alege partea favorită și anume scandalul dintre Hamas și că de fapt e Hamas, nici măcar nu sunt palestinienii toți, organizația Hamas și izraelieni, în afară, până ajungem acolo, hai să vorbim un pic despre un lucru extraordinar de interesant care trebuie s-a întâmplat. Trebuie să dai un minut decizie de astăzi de la Curtea de la Luxemburg, care statutează foarte multe lucruri importante. Vom discuta joi, cred, pentru că n-ar rost, subiectul e prea vast ca să îl acoperim acum. Cert este că judecătorul poate, dacă în binele justiției, poate infirma sau poate sări peste o decizie a Curții Constituționale. Altfel spus, justiția este peste Curtea Constituțională și MCV-ul e parte din lege, nu e facultativ. Asta știam cu toții, că parte din tratatul de aderare la Uniunea Europeană a României, deci din tratatul de la Lisabona, dar ce să facem dacă suntem nebuni la cap? Și totdeauna am spus că nu ne convine MCV-ul. Nu suntem nebuni la cap, sunt conduși de lotri. Da, au venit totdeauna asociațiile de magistrați alea de ale lui Dragnea și Curtea Constituțională să ne spună că cu MCV-ul facem noi ce vrem când vrem, bani respectăm, bani nu respectăm. E, trebuie să-l respectăm. Da? A zis o lume multă. Ne spune Curtea de la Luxemburg, SIJ-ul este ilegal, aceeași curte o spune și mai spune un lucru extraordinar de important, că magistratul este deasupra judecătorului Curții Constituționale și că magistratul poate interveni sau ignora sau schimba o decizie a Curții. Așadar, trebuie să discutăm asta joi și probabil o să punem toate punctele de vedere pe masă, inclusiv ce a explicat foarte bine domnul Danileț. Cert este că la acest moment
toată justiția de cu Lia Savonea în frunte, toată justiția română e în fibrilație, da? Pentru că băieții ăștia și-au plantat oameni foarte mulți în justiție, mai mulți decât la ASF și în rest, așa, și acum se trezesc că s-ar putea să fie contraziși și marele efort de la Curtea Constituțională, nu e puțin lucru. Vreau să-l vă postelian. Poate fi anihilat. La turnanta asta... Dacă acum nu joacă bine... Că până acum... A fost jal. Nu, acum a venit pe tavă decizia curții. Acum, dacă nu vrei, nu faci. A venit pe tavă. Da? Decizia curții este astăzi, mulțumim Europa, că din când în când deci, ne mai scos dacă Stelian din, nu face nimic acum, a îngropat PNL-ul, SEM, e aproape îngropat. Dacă mai bagă doi consilieri de ăștia pe undeva, poți să-i pui cruce. Problema e că, știi ce cred? Că până la urmă ajungem să votăm toți cu aur. Doamne ferește. Exact. Uite-le înțelegi? Da, nu, măcar ne distrăm. Măcar ne distrăm. Bine, cu ăștia nu ne distrăm deloc. În sfârșit. Asta o să discutăm joi și mai sunt subiecte pe intern. Dacă Stelian Ion nu face nimic și părerea mea că sunt șansele să facă ceva după umila mea părere, din câte am văzut că, cum am văzut că croșetează pe aici, nu o să facă nimic. Care aur? Aur care se ceartă la... La revedere. Visul meu e să... Toată să ziua. Văd. Visul meu este să-l văd pe cine o să fie premier. Șoșoacă? Wow. Doamna Șoșoacă, nu, tocmai aurul spune, nu-i de-a noastră, n-ai făcut nimic, nu ne-ai băgat pe noi în Parlament. Pe cine punem? Că există o grămadă de oameni acolo, că pe care ei așa și nu știu ce să faci cu ei, nici ne lăsa nici în curte să joace. Foarte interesant o să fie. O mică știre, foarte, mai 10 minute, o să placă oamenilor. Externe. Un politician de la spaniol, aparținând partidului Vox, de dreapta, mai supărat așa, și a pierdut contul pe Twitter, temporar cel puțin, deoarece a scris următoarele vorbe. Un bărbat nu poate rămâne gravid, nu știu cum gravid există, cuvântul ăsta gravid, bănuiesc că există. Da? Pur și simplu. Și a și motivat. Da. A motivat spunând că bărbații nu au uter și nici ovare, nici ovule pe for that matter, dar și cum ar putea să o facă? Cum e, domnule? Ce facem aici? Da. Era un articol întreg despre un transgender care anunțase că el va avea o fetiță. Da. Păi mi-a adus aminte de... Dar de ce își pierde cu... Bun, fetiță, nefetiță. Poți zici, domnule, lumea face ce credea de cuvință, până la urmă fiecare își face corpul praf cum dorește. Dar de ce e suspens ăsta contul de Twitter? Că omul spunea un adevăr. Din câte, nu știu, eu sunt bărbat. Dar cei care au făcut apologia bombardării... Și n-am, uteri sigur n-am. Tel Avivului n-au fost întrerupți nici de Twitter, nici de Facebook. Băieții de la Hamas, șeful Hamas, are contul intact, care în toate scriptele organizației teroristă. Nu chiar în toate, dar în multe. Mă lași. Deci este organizație teroristă. Vorbim de șeful Hamas, nu vorbim de Palestina. Una e organizație, o EPU și alta e Hamas. N-au declarat-o toți organizație teroristă, dar oricum e. Of, of, of. Mai ales brațul în armat, dar nu numai Adrian, ea. Băieții ăia prin, Xinjiang sunt la fel și nu le zice nimeni nimic. Știi? Ăștia sunt. De băieții de la Twitter au grijă să ne spele pe noi, pe creier. Corect. Cu ce? Să blocheze adevărul biologic, cel puțin. Un adevăr biologic, doamne, bărbații nu au, de obicei, nu au. Au fi zis că au descoperit America cu chestia asta. E foarte importantă, dacă, trebuie să știm cu dacă toții, ești nu? Pedepsit pentru lucruri de genul ăsta, ce se va întâmpla anul viitor? Cum o să evolueze treaba? Joe Biden tocmai a dat jos niște ordine executive de al lui Trump care protejau monumentele istorice ale Americii. Uh-huh. Știi, statui ce dărâmau aia pe acolo în vara din 2020. Băieți de la Antifa, de la Black Lives Matter și alte organizații de stângă radicală. Uh-huh. Și Trump s-a simțit dator să totuși să prezerve niște unele din monumente. Și a dat un ordin pentru prezervarea monumentelor. Deci, băieți, nu vă atingeți de ele, că totuși, istorie. Ăsta le-a dat jos ordinele. Da? Foarte interesant. Știi ce caut? Pentru că nu vreau să trecem peste acel sondaj despre America, absolut neucitor. Noi am discutat vrei să, ieri vrei să, el. Vrei să
Vrei să deprim lumea azi? Păi nu vreau să o deprim, spun adevărul. Ni se întâmplă și din America nu se emigrează. Deci ce s-a întâmplat acolo e o mare problemă. Chiar o foarte mare problemă din punctul meu de vedere. Pentru că din țările noastre dezamăgiții pleacă pe unde pot. Din America nu prea pleacă nimeni. Așadar, baza de dezamăgiți despre care o să vorbim în pe final de emisiune din Statele Unite e o problemă cât casa. Nu? Așa cred eu. Dacă mă înșel, să mă anunți. Până vorbești de... Tu zici ce vrei, că eu vreau să caut... Dar să știi că va dura câteva minuțele. Toată lumea se înregimentează într-o parte sau alta a acestui conflict din Orientul Mijlociu, care iscat din părerea mea nimic, și despre care există mai multe variante și teorii toate. Și unii, domne, unii susțin pe alții, unii susțin pe unii, palestinieni, izraelieni, toată lumea îmbrață pe cineva, sau aproape toată lumea. Și eu nu înțeleg treaba asta, domne. Știi că în Orientul Mijlociu eroul unora este criminalul altora, pentru că așa e acolo. Se măcelerește lumea de ceva. Da, păi poți să înțeleg că sunt acolo, da? Ei e clar de ce o fac, e mai puțin clar, adică ne prefacem că e mai puțin clar de ce o facem noi. Acum, în afară de faptul că există această slugărnicie a unor lideri politici care vor să fie bine văzuți în România și să dea frumos, că și doamna Dăncii, și femeia aceea, se dusese să mute ambasada la Ierusalim. Da. Care e o chestie? Parcă e singura chestie pe care a făcut-o. Păi nu, că n-a făcut-o nici pe aia. A declarat-o. Ce a, declarat-o a declarat-o în fața Congresului, în sfârșit. Domne, e complicat acolo, da? Se dărâmă blocuri. Mm. Se dărâmă blocuri cu organizații media înăuntru. Se omoară civil, destul de tare. Mai au fost preveniți înainte să evacueze spațiul. Au fost preveniți cu o oră, știi că lucrurile sunt depinde și dacă eu aș fi într-un bloc de la și mi-ar da o oră, ce am o oră să-mi car toate astea de aici, nici măcar ora aia n-au respectat-o, că așa se întâmplă la, e armată, da, deci de dai oră adică și... Adică nu au fost victime. Din ora aia este, nu poți să te apuci să bombardezi un bloc cu Al Jazeera înăuntru și cu AP. Că este un PR negativ. Pe motiv că acolo există și organizație de informații, cum ar fi a Palestinei. Există peste tot organizații de informații. Și acum, lucrurile așa cum le văd eu sunt în felul următor. Într-adevăr, oamenii din băieții aia, teroriști, hai să spun, e clar, organizații teroriste, bombardează la greu, aruncă în aer civil, fac toate porcările posibile. Mai rău este că își folosesc proprii civili ca scut și n-o fac odată, o fac constant. Da? Proprii civili însemnând femei, copii, bărbați, ce prind? Organizează armele și încep să tragă cu rachete din școli, se știe. Deci sunt practici curente ale palestinienilor. Lucruri care sunt absolut regretabile și bineînțeles că încalcă convențiile de război. Pe de o parte. Pe de altă parte, războiul ăsta, răspunsurile izraelienilor sunt întotdeauna destul de feroce. Da? Deci faptul că bombardează toată lumea și vai, domne, au bombardat nu știu ce clădire. Hai, pe bune, vorbim serios? Nici măcar nu sunt la primul gest de genul ăsta. Ăștia sunt oamenii, le place războiul, da? Iubesc războiul, vorbesc de izraelieni, și am impresia că și războiul a început să iubească pe ei. A existat un incident la Vim Marmara în 2010 în care niște turci au luat o barcă, au pus în ea niște, cred mai multe de fapt, au flotilă întreagă, au pus ajutoare, hop, cu ele în fâșia Gaza, sub Erdogan. Ce s-a întâmplat cu nava aia? A fost atacată în ape internaționale, ceea ce e ilegal. Au făcut un desant, da, vorbesc de armata izraeliană, și au omorât și vreo 9 sau 10 turci. Problema e că unii dintre ei fuseseră omorâți în timp ce se aflau pe spate, cu glonț, în piept, ceea ce a declanșat niște reacții destul de dure din partea Turciei. Bineînțeles că Turcia a început să toată prostia asta. Da? Dar acum, dacă vrei să răspunzi la întrebarea de ce făceau izraelienii lucrurile în ape internaționale, e destul de complicat. Există nesfârșite incidente în războiul ăsta, în care, și de o parte și de alta, sunt absolut regretabile și care n-ar trebui să existe. Personal ONU împușcat de lunetiști.
Da? Vorbesc de personal occidental. E o întreagă istorie în care Israelul, când încep conflicte de genul ăla, nu vrei să fii pe acolo. Știu că nu vreau. Avem tot timpul să vedem cu toții ce ni se întâmplă, ce se întâmplă planetei, dacă lucrurile escaladează sau lucrurile se potolesc, dar Netanyahu promite că nu se vor potoli. Dar eu vreau să închei totuși cu minutul ăsta de sondaj american, ca să știm despre ce vorbim. Putem, hai. 74% din tinerii americani susțin că marxismul nu atacă libertatea omului. Este studiu făcut de Universitatea Columbia din Statele Unite, care a și înființat un club comunist care are sigle cu Secerea și Ciocanul. 49% dintre aceștia susțin doctrina socialistă. Se dezbat aceste idei de stânga, studenții nu se rezumă doar la de dezbate, ci le promovează, sunt foarte încântați de mișcare și-au pus ca emblemă, vă repet, Secerea și Ciocanul, și e de-a dreptul supărător, ca să nu zici altceva, când citești că la nivelul generației Z, adică a tinerilor născuți între 1990 și 2010, numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani care susțin socialismul a crescut pe parcursul unui singur an al pandemiei de la un procent de 40% în 2019 la 49% în 2020. Raportându-ne la toate categoriile de vârstă, doctrina socialistă este susținută de 46% dintre americani față de 36% în 2019. Iar tinerii, din păcate, la ei boom-ul s-a ajuns la 58%. Cei care ar dori socialism și nu le mai place capitalismul. Vor planificare centralizată. N-au trăit aici, habar n-au. Da? Majoritatea americanilor, 78%, consideră că nu ar trebui să mai existe diferențe între cetățenii bogați și cei săraci. Am mai auzit pe undeva vorba asta. Da, da, am stat în regimul ăla până la 21 de ani și ce diferențe frumoase erau între nomenclatură și ăștia care muream de foame pe aici. 49% consideră necesară adoptarea unor schimbări economice majore în cadrul sistemului, renunțarea la capitalism, vor, da? Deci despre asta vorbim. Acum, 60% din generația Y de data asta, care e născută între 1980 și 90-95, da? Doresc ca guvernul să dețină și să controleze cea mai mare parte a resurselor economice. Și sunt de acord cu asta și cei din generația Z. Și cu asta închei, 74%, deci dintre toți tinerii americani, cu marjă de eroare plus minus 3% pe sondaj cu arie extinsă de acoperire, 74% dintre tineri susțin că marxismul nu atacă libertatea omului. Mă duc și... Nu, că adică dacă în Statele Unite se întâmplă asta... A zis-o Iuri Bezmenov în 80. Despre ce mai vorbim, frate, în rest? Iuri Bezmenov a zis așa, în 80... SUA e ultimul loc unde te mai poți refugia de marxism. Da. De atunci au trecut vreo 40 de ani și nu te mai poți refugia nicăieri. Poate că de-aia vrea Elon Musk să fugă pe Marte. Deși s-ar putea să găsești marxism și pe Marte. Acum, întrebarea e așa. Tu ți-aduci aminte că un an de zile, cred că am ridicat în emisiune la dumneata o analiză făcută de un jurnalist pe nume Ann Coulter, american. Da. Care zicea așa, citez, Trump este ultimul președinte republican al Americii. Am înțeles. Da? Acum poți să... La vremea respectivă, am ridicat-o când a fost și după aia, după încă vreo câteva luni, înainte de alegerile lui Trump. Și am zis că, bun, am concluzionat eu așa în două vorbe proaste, că va trebui cumva rezolvată problema în 4 ani. Nu? Orice ar însemna asta. Că unii au zis că înseamnă ceva, alții altceva, că de-aia și vorbesc așa, ca să glumesc. Eu ce să înțeleg că așa face de fapt Partidul Democrat în Statele Unite? Se pliază pe tineretul ăsta care asta vrea? Asta au fost oricum, învățați în universități? Oricum, America se pregătește pentru o vară extrem de fierbinte. Vara asta va fi o vară socialistă. Cu focuri, cu nebunii, cu dat foc la... O să fie interesant. Cugetați? Eu am citit câteva vorbe, materialul mai mare, sondajul e cuprinzător. Îl găsiți în presa acestor zile, nu e vechi. Universitatea Columbia cu Secere și Ciocan deasupra frontispiciului. Ar fi trist.
dar e mai mult decât trist, e dureros. Eu cred că ce mai îngrijorat sunt ăștia care au furat România, dar au dus-o pe Butuci, pe Chituci, toți anii ăștia. Adică ce, ori să trăiască, să-și dea averile și să devină ce, să meargă cu metrou, ăștia al de Ciolacu și toți ăștia? Să stai îl vezi pe amărtul ăla din Vrancea, mergând cu ce, cu Dacia? Vorba lui Klaus Schwab, nu o să avem nimic, niciun. Nu, eu nu cred că o să ajungem acolo și dacă... o să fim fericiți. De asta se și... Tu crezi, vezi pe Putin mergând cu Volga neagră la... Nu, tătuța. De-aia se și... De-aia se și opun globalizării, știi? O să vorbim și de cât e Putin de mieros. Și... Se opun globalizării ăștia, dar au furat, că și știu cum eram comunist și am furat, dar au înțepenit și ce vreau să dăm banii înapoi nebunilor. Și cum îi se cășună să colaboreze cu România și cum vreau o soluție justă pentru Transnistria, se încing Putin? Lucrurile. Da, da, da. Pe joi, dragii mei, cugetați. Eu una spun așa, din America nu mai pleacă nimeni și dacă de acolo... Nu mai pleacă acum, o să umple Canada. Dacă de acolo oamenii aceia dau un astfel de semnal, noi ce naiba să mai zicem? Și nu ne ascultă nimeni, ne-am trecut prin comunism, știm ce e ăla. Franțușii n-au trecut, americanii n-au trecut, nemții n-au trecut, Occidentul n-a trecut și de-aia se lasă... A trecut, dar oarecum parțial. Se duși cu toții. A fost un marxist cultural, nu economic. E o diferență totuși. E, discutăm și de progresism, da, adică joi toate cele bune, că ne bate București TV, care ne va relua de la 10:30. Oricum, emisiunea e pe Epoch Times, pe Nicoleta Savin și pe Ora de Veghe și rămâne pe perete, așa că le puteți vedea, viziona emisiune când doriți. Toate cele bune!